Ei, dragii mei, și tot în insula Corfu din Grecia, mănăstirea Pantocrator. Ce îmi place mie mult că satul care e lângă această mănăstire se numește Sfântul Atanasie. Auziți ce nume frumos, Sfântul Atanasie. Iar în această mănăstire, Pantocrator, venea mereu Sfântul Paisie Aioritu. Da. Să intrăm înăuntru atunci. Biserica Sfintei Mănăstiri Pantocrator. Da. Κύριε Γιώργο, μάλλον σε δουλειέ. Σε ξέρω, ξέρω. Τι ξέρετε? Ναι. Εκεί, ναι, έχετε πάει. Γύρω στην Νεκταρία, είναι εκεί και Φεβρουνία. Νεκταρία και Φεβρουνία, ναι. Πήγατε. Και πριν είναι Τεοντούτη. Όχι Τεοντούτη. Φωτίνη. Πριν. Πριν ήταν Νεκταρία, ναι. Ήταν το Φωτίνη. Τώρα είναι. Ναι, 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 ναι. Μαζί είμαστε στην πόλη προθέσει για δουλειά στο μοναστηριό. Α, ναι. Είμαι και εγώ εκεί στην επιτροπή, γιατί είναι δύο μοναχές μόνο. Μινονάτα, να τσάστα, Σάντα Μοναστήρια, είστε εικόνα Μαϊκή Δομή. Care ne spune Maica că a fost pictată în Sfânta Mănăstire Vatope din Muntele Athos, iar îmbrăcătura este din aur alb pe care l-au adus niște ruși. Sigur că recunoașteți icoana, e mâna lui Iisus Hristos la gura Maicii Domnului. Atunci când au venit pirații, Maica Domnului i-a zis starețului să închidă porțile mănăstirii că vin pirații, iar Iisus Hristos i-a pus mâna la gură și a spus, Maică, lasă-i să-și primească pedeapsa, că m-au întrătat spre mânie, m-au supărat. Și Maica Domnului din nou le-a spus să închidă poarta mănăstirii. Ia câtă, iar aici la bază sunt sfinte moaște. Ce e plăcut aici, că este și o icoană care a fost făcută, sculptată în lemn, dar nu puteți vedea, de Sfântul Paisia Ghioritu. Iată, aceasta este Sfântul Paisia Ghioritu, Sfântul Arsenie Capadocianu și aici din Sfântul Luca al Crimeii. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Și construiesc măicuțele cu ajutorul lui Dumnezeu și cu sprijinul ierneriașilor o biserică mare aici, frumoasă, minunată, și zicea că mai fac încă două într-o parte și în alta, cu hramul Sfântul Paisia Ghioritu și Sfântul Porfirie Capsocalevitu. Se și aude cum lucrează muncitorii. Și de bucurie maicile ne servesc un ceai cald, rahat și o prăjiturică. Uitați cum își respectă oaspeții, ce frumos! Da, mulțumim la Dumnezeu să le răsplătească dragostea creștinească. Amin.